Hai să ne băgăm ouăle din el de sus. Și avem niște șunculiță afumată. Am pus-o puțin la... S-a încălzit. S-au făcut deja aproape jumătate dintre ele. Și după aia am pus niște iaurt, că n-am avut smântână. N-ai nimic. Noi fiind sănătoși. Dar oricum s-a făcut smântână. Grăsimea de la șuncă plus iaurt egal smântână, egal 9. Și acum să ne băgăm ouăle în el de sus. Ei, încă o dată. Ei, măi, să sparg ou. Te spar la ou, Friedrich. Câtă dexteritate. Fără dar și poate. Hai. Fiecare strop. Hai mai repede. Ce textură fantastică. Zici că sicră, ești nebun? Sau altceva. N-a văzut nimeni. Nu trebuie să amestecăm. Facem agitație în piață. Nu se poate. Se poate, prezenași. Gata? Mâzgă! Și acum un picuț stângaci, să amestecăm, să spargem ouăle. Gălbenușile mai bine zis. Aici apă la fiert, voi face niște tagliatele combino. Voi puteți să mă sponsorizați, voi faceți treaba bună în piață. Tagliatele, ești nebun. Și amestecăm, facem un cânezat aici, ești nebun. Ce cum se întâmplă aici? Nici chimiștii, cei mai cunoscuți chimiști de pe planetă, nu știu să zic aici. Nașterea universului se întâmplă aici, e bun. Mâncare experimentală. Sau străvechea, nu știu ce fac aici. Mamă, și mirosea super, frate, că era numai, când era numai șunca, că e afumată și... era să zic că e afumată în casă. Și, nu știu, nu e ca aia din comerț asta cumpărată de la țărai. Mișto, rău. Mirosea chiar a foc de tabăr, mirosea mișto când am încins șunca, n-am mai simțit până acum. Când încinci pe aia din comerț, mirosea, ce dracu mirosea. A șuncă veche, dar asta mirosea mișto. Chiar mirosea lemn. Parcă nu era șuncă, parcă erau lemne, era mișto de tot. O să dea o rămă mișto sosului. Și cred că pun și ton. Fac un experiment aici, finuț, care e fin cu vulgar. Șunca e vulgară și tonul e finuț. Frumos. Ură faci la băutură. Asta mai are puțin și fierbe. Uite, în 3 minute deja e bine, frate, e bine, 3 minute și... Suntem în puncte. 3 minute jumate. Asta trebuie focul la minim. Mai niște jetămânțe puțin. Niște sare. Așa. Încă puțin. Asta e care și șunca, nu trebuie să pun prea mult. Are și șunca sare. E plus afumătură. E nebunie. Sănătate murdare. Păi că nu arată rău. S-a omogenizat, trebuie amestecat tot timpul, știi, să nu se... Și trebuie temperatura, nu, nici prea mai, nici prea... Ar trebui 70 de grade ca să nu ia aromă de ou. Ca la înghețată să fie, dar nu contează că iată aromă de ou. Nu facem înghețată, facem sos. Am uitat cum se cheamă sosul ăsta. Să-mi spuneți voi. Sos experimental. Ce am uitat cum se cheamă sosul ăsta, da? Nu, ce lapsus am. E un caz boloneze. Cum se cheamă, frate, sosul ăsta? Da? Nu știu. Nici dragul nu e, că e cu roșii și cu care tocată. Și boloneze cam la fel. Da. Mm.
Mișto, dar să nu mâncați înainte de somn, că vă faceți călcașa. Trebuie mâncat la prânz. Și puțin tân, nu prea mult. Da, mașunca, iaurtul, plus ou, nu prea e bine. Mai trebuie să pun niște untură. Și era gata. Mâncai o porție și după aia slăbeai o săptămână la asta. Deci nebun, te chinuiești să slăbești o săptămână la asta. Dar dacă ești agitat ca mine, poți să mănânci și așa. Poți să mănânci și cu nebunii din astea. Oricum, untura făcută în casă e mai bună decât orice cumperi din comerț. Și asta e făcută în casă. Hehehe, frumos. E untura făcută în casă, nu sună prea bine. Cine contează? Cine se laudă? Nu mai contează. N-ați auzit nimic. Am deja 6 minute, tot amestec aici, tot povestesc. Fac pe Dinescu, e nebun. Sau pe Dinic. Iată, am mâncat și braște, am făcut rea la stomac. Ia, s-a îngroșat, s-a făcut mișto. Mai pun niște făină, deși de obicei nu pun făină. Și nici nu e nevoie să pui. Dar pun acum, de al dracu. Pun un picuț, nu pun prea mult. Aș trebuie amestecat tot timpul să nu se coaguleze. Trebuie avut grijă. Iese cu iubire sosul ăsta. Și bine cum trebuie, nu? Nu nebunie. Nu este scârnă vie, frate. A, și piper. Nu mai pun făină. Hai să pun puțin. Dracu, avem pe aici dulciuri. Rețele dracu de dulciuri. Așa. Cioco cu chec cu cacao, zic cioco cu cacao, mă nebunie, nu mai citesc. Gingerbread. Am mâncat puțin. Ăla a fost aperitivul. Mi s-a făcut foame de la ele, nebun. Unde e, mă, făina aia? A dispărut făina magică. A, uite, uite, Boromir. Eu vreau de la Bucache Măcelarul. Dar nu face făină, din păcate. Marca mea favorită, Bucache Măcelarul. Uite, cam așa. Și după aia se amestecă. Trec cu dreapta aici. Mă, s-a îngroșat, s-a hiper îngroșat. Nu, și o să fie foarte repede gata. Sosul ăsta, o să fie gata foarte repede sosul ăsta. Mamă, se îngroșe super mișto. Hai că ați înțeles care ești micuția. Hai că o să pun tagliatelele și aia. Hai că v-am pat. Pa, pe trași.